Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video al Academiei Investa Bros. Astăzi vom discuta despre un termen pe care l-am folosit des în videourile anterioare, numit volum. Vom explica ce este acest indicator și cum este calculat. Și de asemenea, modul în care puteți utiliza volumul pentru a avea mai mult succes când tranzacționați. Dacă asta vă doriți să învățați, atunci rămâneți cu noi până la sfârșitul videoului. Și dacă ați ratat unul dintre videourile noastre anterioare, în care am discutat despre mai multe tipuri de modele de lumânări de trading, vă recomandăm să le urmăriți astfel încât să nu pierdeți informații vitale. Și dacă vă place videoul, nu uitați să ne ajutați cu un like, un share și un subscribe. Și nu uitați să apăsați butonul de notificare astfel încât să fiți la curent atunci când postăm un nou video. Ce este indicatorul numit volum, sau mai precis, volum de tranzacții? Volumul tranzacțiilor este reprezentat de numărul total de acțiuni sau contracte tranzacționate într-un anumit interval de timp. El poate fi măsurat pe orice tip de bun tranzacționat, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, opțiuni, contracte futures, comodități și criptomonede. Înțelegerea indicatorului de volum. După cum am spus, volumul tranzacțiilor măsoară numărul total de acțiuni sau contracte tranzacționate pentru un titlu specificat în perioada de timp selectată. Mai exact, aceasta include numărul total de acțiuni tranzacționate între cumpărători și vânzători în intervalul de timp selectat. Atunci când bunurile sunt tranzacționate mai des, volumul lor de tranzacționare este mai mare. Și atunci când bunurile sunt tranzacționate mai rar, volumul de tranzacționare este evident mai mic. Ca și comportament general, volumul tinde să fie cel mai mare în apropierea deschiderii și chiderii pieței, la începutul și în ultima zi a săptămânii. Cum funcționează volumul de tranzacționare? Fiecare platformă de trading își urmărește volumul de tranzacționare și oferă date despre volum. Volumul de tranzacționare este raportat în fiecare oră pe parcursul zilei de tranzacționare curente. Volumul raportat orar și cel raportat la sfârșitul zilei de tranzacționare este unul estimativ, cifrele finale fiind raportate în ziua următoare. Ca înlocuitor al indicatorului de volum, investitorii pot urmări de asemenea numărul de modificări ale prețului unui contract, deoarece prețurile tind să se schimbe mai frecvent cu un volum mai mare de tranzacții. Volumul le spune investitorilor despre activitatea și lichiditatea pieței. Un volum mai mare înseamnă lichiditate mai mare în piață, o executare mai rapidă a tranzacțiilor. Atunci când investitorii sunt incerți cu privire la direcția pieței, volumul tranzacționărilor de tip futures tinde să crească, ceea ce determină adesea o tranzacționare mai activă a opțiunilor și a contractelor futures. Volumul de tranzacționare tinde să fie mai mare în apropierea orelor de deschidere și de închidere a pieței, precum și în zile de luni și vineri. Și tinde să fie mai mic la prânz sau înainte de perioadele de vacanță. Tranzacționarea pe baza indicatorului de volum. Traderii folosesc diversi indicatori de tranzacționare în analiza tehnică, RSI, MACD. Volumul este unul dintre cei mai simpli factori tehnici utilizați atunci când vrem să tranzacționăm. Volumul tranzacțiilor în timpul unei creșteri sau scăderi mai mari a prețurilor este de asemenea important pentru traderi, deoarece volumele mari de tranzacționare cu modificări de preț semnificative pot fi indicatori clari pentru viitoarele mișcări de preț. Volumele mari asociate cu modificări de direcția prețului pot contribui de asemenea la consolidarea unui punct de suport pentru activul tranzacționat. De asemenea, volumul de tranzacționare poate ajuta traderii să decidă orele specifice la care să tranzacționeze. O situație des întâlnită când volumul este ridicat o reprezintă deschiderea pieței bursiere din America. Haideți să vedem un exemplu concret pentru cum se calculează volumul de tranzacționare. Să presupunem că o piață este formată din doi traderi. Primul trader cumpără 100 acțiuni Coca-Cola și vinde 50 de acțiuni Pepsi celui de-al doilea trader. Cel de-al doilea trader cumpără 100 și vinde 50 de acțiuni ale Monster Beverage Co. primului trader. Volumul total al comerțului pe piață este 200. 100 de acțiuni Coca-Cola, 50 Pepsi Co. și 50 de acțiuni Monster Beverage. Acest lucru se datorează faptului că nu contorizăm volumul de două ori. Atunci când primul trader cumpără 100 de acțiuni Coca-Cola de la traderul 2, se numără doar 100 de acțiuni. Contorizăm volumul doar la cumpărare, nu și la vânzare în acest caz. La fel și pentru cele 50 de acțiuni PepsiCo și 50 de acțiuni Monster. Ca și volum, este înregistrată doar o singură acțiune.
Acum să discutăm despre cum putem utiliza volumul pentru a face tranzacții mai bune. Dacă în piață există o creștere sau scădere de preț pronunțată, analizarea indicatorului de volum ne poate ajuta să obținem o imagine mai clară a puterii și a convingerii traderilor. Acest lucru este valabil și pentru traderii de opțiuni, deoarece volumul tranzacționării este un indicator al interesului pentru o opțiune. După cum am spus, volumul joacă un rol important în analiza tehnică și este folosit în mod constant ca un indicator cheie. Haideți să vedem acum câteva reguli de bază pentru utilizarea volumului. Țineți minte că în momentul când analizați indicatorul de volum, există câteva reguli de utilizare pentru a determina puterea sau slăbiciunea unei mișcări. Ca și trader, suntem mai înclinați să deschidem o poziție când identificăm un trend puternic și să nu luăm parte la mișcările ce par mai slabe. Sau putem chiar aștepta și urmări o poziție în direcția opusă unei mișcări slabe. Aceste reguli nu reprezintă o garanție pentru toate situațiile, dar pot fi luate ca niște îndrumări generale. Confirmarea tendinței. O piață în creștere ar trebui să cunoască și o creștere a volumului. Cumpărătorii trebuie să fie din ce în ce mai prezenți, iar piața trebuie să aibă un entuziasm crescut pentru a continua să împingă prețurile în sus. O creștere a prețului și o scădere a volumului ar putea sugera o lipsă de interes, iar aceasta este un avertisment cu privire la o posibilă inversare a trendului. Acest lucru poate fi mai greu de înțeles, dar faptul că avem o mișcare puternică a prețului, coroborată cu un volum de tranzacționare mic, nu reprezintă un semnal puternic în piață. Prin urmare, pentru ca acest semnal să fie puternic, o scădere sau o creștere a prețului trebuie să fie acompaniată de un volum de tranzacționare mare. Mișcările de epuizare și volumul. Pe o piață în creștere sau în scădere, putem vedea mișcări de epuizare. Participanții din piață care nu au tranzacționat și au așteptat momentul oportun, intră acum toți în piață chiar la finalul trendului și epuizează puterea de cumpărare, ajung la un nivel care nu mai poate fi susținut. Când piața ajunge la un nivel de minim, scăderea agresivă a prețului forțează un număr mare de traderi în afara pieței. Acest lucru duce la volatilitate mare și volum de tranzacționare crescut. Acestea sunt, în general, mișcări accentuate ale prețului, combinate cu o creștere bruscă a volumului, ceea ce pot indica un potențial sfârșit al unei tendințe. Aceste situații sunt urmate de o scădere a volumului de tranzacționare, iar modul în care volumul continuă să evolueze în următoarele zile sau săptămâni poate fi analizat folosind următoarele reguli. Semnalele bullish. Volumul poate fi util în identificarea semnalelor bullish. Imaginați-vă un scenariu în care volumul crește în concomitent cu scăderea prețului. Apoi prețul se mișcă mai sus, urmat de o mișcare înapoi mai mică. Dacă pe scădere prețul scade, dar nu sub cel anterior și volumul este mai mic pe acest al doilea declin, atunci acesta este de obicei interpretat ca un semnal bullish. Volumul și inversările de preț. După o mișcare mai lungă a prețului în sus sau în jos, dacă prețul începe să fluctueze într-o zonă mai mică și acest lucru se suprapune cu un volum mare de tranzacționare, acest lucru poate indica o schimbare a trendului și este posibil ca prețul punului meu să schimbe direcția. Volum, schimbări de trend și schimbări false de trend. În momentul când prețul bunului nostru iese dintr-un trend unde era blocat, pe acest breakout de trend, o creștere a volumului indică o putere în mișcarea respectivă. Modificarea redusă a volumului sau scăderea volumului la un breakout indică o lipsă de interes și o probabilitate mai mare ca această mișcare să fie una falsă. În acest caz, evitați deschiderea unei poziții de cumpărare, deoarece dacă această mișcare este una falsă, puteți fi în pierdere foarte rapid. Aveți răbdare în aceste situații. Așteptați confirmarea volumului și abia apoi gândiți-vă la posibilitatea de a deschide o poziție în direcția semnalată. Istoricul volumului. Volumul trebuie privit în raport cu istoria sa recentă. Asta înseamnă că a compara volumul de astăzi cu volumul de acum 50 de ani poate fi relevant. Cu cât sunt mai recente seturile de date, cu atât informațiile sunt mai relevante. În concluzie, volumul este un instrument la îndemână pentru a studia tendințele și, după cum puteți vedea, există multe feluri de a-l utiliza. Volumul este adesea privit ca un indicator al lichidității, deoarece acțiunile sau piețele cu cel mai mare volum sunt cele mai lichide și considerate cele mai bune pentru tranzacționări pe termen scurt. Spus mai simplu, există mulți cumpărători și vânzători gata să tranzacționeze la diferite prețuri. Regulile de bază pot fi utilizate pentru a evalua puterea sau slăbiciunea în piață, precum și pentru a verifica dacă volumul confirmă o mișcare a prețului
sau semnalează că ar putea urma o inversare a trendului. Și cam atât pentru cursul de astăzi. Vă mulțumim mult pentru vizionare și ne vedem în următorul video, unde vorbim despre un nou indicator numit RSI. Și dacă ați găsit informațiile utile, nu uitați să ne ajutați cu un like, share și subscribe.